Daniel Botean, mă numesc, sunt deputat de Vaslui la primul mandat și vreau că de la bun început să spun că am susținut, susținem și vom susține cu tot ceea ce ține de noi, necondiționat, împlinirea acestui proiect. Vorbeam mai devreme, domnule German, pe dreptate aveați când spuneați că oamenii care vin din zone dezvoltate economic privesc lucrurile mult mai relaxat. Și vreau pe domnul vicepreședinte de la Mureș, pe relaxare, cu câtă relaxare am vorbit în fața dumneavoastră, spre deosebire de mine, care aș vrea să vă spun atât de multe lucruri, din păcate nu am suficient timp. Discutați de priorități, domnul vicepreședinte. Aș vrea să vă prezint o hartă de pe site-ul Comisiei Europene, un document oficial, în care tronsonul Tișița-Albița este la fel de important ca tronsonul Cluj-Boș. Un tronson spre care nimeni în România n-a mai vorbit despre de foarte mulți ani. Mai mult decât atât, în aceeași hartă, portul Galați este considerat un port de prim rang. Așadar, nu doar Iași, Târgu Mureș, sau nu doar despre Iași, Târgu Mureș, trebuie să discutăm. Cred că miza este întreaga Moldovă. Discutam despre fonduri. Nu știu de ce reușesc mereu să creez animozitate cu conducătorul ședinței, și în Parlament sunt foarte des în Peru. Discutam despre fonduri. Vreau să vă prezint modul în care s-au făcut investițiile anul trecut în România. Deci Moldova, care dă 22,6% din populația României, a primit 1,23% credite bugetare. Transilvania 71,28%, și atunci înțeleg relaxarea domnului vicepreședinte de la Mureș, care poate vorbi despre autostradă, despre noduri de autostradă, despre aeroport, dar eu de la Vaslui, despre ce să vorbesc, domnule vicepreședinte, când Vasluiul meu nu este prins în nici într-un plan, în nici într-un master plan, în nici într-o perspectivă oferită de vreun guvern în ultimii mulți ani. Și asta se întâmplă pentru că Bucureștiul s-a învățat ca noi moldovenii să tăcem. Cred că am tăcut prea mult. Iar dacă nu tăcem, au avut grijă să ne dezbine, cum subscriu și eu la părerea colegilor antivorbitori, că autostrada Bacău-Brașov nu face altceva decât să nască o competiție, o dispută absurdă între ea și Bacău. Și mă tem, așa cum spunea de la societatea civilă, că ne trebuie 5 ani pentru studii de fezabilitate, că ne mai trebuie nu știu câți ani să ființăm Compania Națională de Investiții în Infrastructură. Mă tem că noi, în viața asta, în felul ăsta, nu vom vedea nicio autostradă. Mulțumesc!